Salut, sunt Robert și mă gândeam că vine vara și ar fi fain să facem ceva cu fructe, chiar dacă încă n-au apărut cireșe sau vișine sau caise sau ce știu eu pe piață. Nu e rău să fim pregătiți din timp cu o rețetă. Găsim în magazine, eu am găsit afine, așa că o să vă arăt o prăjitură foarte faină cu fructe de la... Rețeta e de la Mircea Banu, poate cel mai bun cofetar din România, după părerea mea. O să pun link-ul către blogul lui și către rețetă și în descriere. Este o prăjitură cu fructe sau fructe cu prăjitură. Nu e panișpanul clasic. O să vedeți. E super ușor de făcut. Aș vrea să o facem împreună, dacă vreți, adică să ne mișcăm. Eu ce fac eu să faceți și voi. Că e rapid. Nu durează mult. Întâi vă asigurați că aveți toate ingredientele la temperatura camerei, adică nu băgăm ouă reci peste untul moale, că se răcește untul și așa mai departe. Deci aduceți untul la temperatura camerei, ouăle, dacă sunt prea reci, puteți să le țineți un pic în apă călduță și așa mai departe. Ca de obicei aveți aici rețeta. Puneți pauză. Citiți, pregătiți-vă ingredientele și eu vă aștept aici. Îmi ziceți când sunteți gata. Glumesc. Ok. Deci unt la temperatura camerei. 175 de grame. Rețeta asta este pentru o dimensiune de 20, de tavă de 25 pe 25 de centimetri sau de 20 pe 30 de centimetri. Suprafață de 600 de centimetri pătrați. Cred că așa vine. Ca să știți. Dacă aveți altă dimensiune de tavă, o măsurați și vedeți proporțional, modificați rețeta. Deci 175 de grame de unt. Le punem într-un mixer, de preferat planetar. Dar dacă nu aveți, puteți și cu mixer de mână, foarte bine. Zahăr pudră 125 de grame. Și niște miere. Adică 25 de grame. Puse toate într-un bol. Să vedem ce pot să scot aici în ele. Era mai un pic zaharisit, dar nu are nimic. Bun. Ne băgăm în bolul unui mixer. Și le mixăm pentru 2 sau 3 minute până untul se aerează bine, la viteză medie. Dacă untul se apucă să se urce pe pereții mixerului, pe pereții bolului, cum a făcut la mine, luați o spatulă și puneți-l la loc. Că se mai întâmplă chestia asta, nu e nicio problemă. Pur și simplu împingem înapoi în bol și continuăm mixarea. O să vă fac un close-up să vedeți cum trebuie să arate untul ăsta la sfârșit. Ok, untul s-a mixat destul de bine. Acum peste unt o să adăugăm 135 de grame de ou sau 2 ouă mari. Dacă aveți ouă mai mici, s-ar putea să aveți nevoie de 3.
și le adăugăm pe rând. Da? Unul îl punem, mixăm la viteză mică până se integrează. Și după aceea adăugăm și pe al doilea. Cam un minut de mixare pentru fiecare ou. Dacă untul și ouăle nu se integrează bine împreună, cel mai probabil au fost ouăle prea reci și s-a răcit untul. Puteți să luați bolul, să-l puneți un pic pe baie de abur să se mai încălzească untul, dar foarte puțin, să nu topim untul de tot. Bun. Acum o să cântărim ingredientele uscate. Și avem nevoie de 200 grame de făină cernută. De fiecare dată făina cernută. Un praf de sare și 4 grame, 3 grame de praf de copt. Mi-aduci mie un praf de sare, te rog? E aici jos. Nu găseam sarea. Ok. Pe care le omogenizăm un pic cu o spatulă. Peste amestecul de unt și de ouă o să putem pune și o esență de vanilie, de care eu am uitat, dar n-are nimic, a putea să o adăugați și mai târziu. Și o să radem peste făină și o lămâie bio, ca să nu avem probleme cu diferite chimicale de pe coajă, spălată bine. Apă caldă, că câteodată mai au ceară pe ele și ca să îndepărtăm ceara spălăm cu apă caldă. Gata, ați vrea și voi lămâia? Bun. O să adăugăm făina peste unt și ouă. Și o să mai amestecăm tot cu mixerul la viteză mică de data asta. Un minut, poate un minut jumate. Până când nu mai avem făină uscată în bol. Nici atâta n-a durat. Și e gata aluatul nostru. Ok. Asta e tot aluatul. V-am zis că e super rapid. Acum luăm tava noastră și o să punem la ochi jumătate din cantitatea de aluat în tavă și o să-l întindem frumos pe baza tăvii. În tava de copt eu am pus pe fund hârtie de copt. Puteți să ungeți și cu unt și să tapetați cu făină, cum vă e mai ușor. Să folosesc, cred, o spatulă, că mi-e mai ușor să întind. Stratul
de a lua de pe fundul tăbii o să fie foarte, foarte subțire, să nu vă speriați, e ok. Așa trebuie să fie. De fiecare dată când fac rețeta asta, mi se pare că nu o să ajungă, că o să fie prea mic, dar iarăși, e ok. Așa trebuie să fie. Aveți încredere în rețeta. Și acum avem nevoie de jumătate de kilogram de fructe. După cum am spus, eu am găsit afine, așa că o să folosesc afine. Puteți să folosiți orice alte fructe. Cu vișine este extraordinar, cu căise la fel. Mie personal nu-mi place nici cu zmeură, nici cu căpșuni, pentru că la copt primesc o textură ciudată. În rest, folosiți ce fructe doriți. Nu folosiți fructe de mare. În rest, 500 grame de fructe în total. Am adăugat jumate din cantitatea de aluat, acum adaug jumătate din cantitatea de fructe. Deci 250 de grame. Le împrăști frumos peste tot. Cât de cât uniform. Și acum a doua jumătate de aluat peste și iarăși nivelez frumos. Sau poate ar merge și cu fructe de mare. Trebuie încercat. Și acum adăugăm a doua jumătate de fructe, încă 250 de grame. Presăm puțin fructele în aluat ca să nu plutească deasupra. Și la fel le împrăștiem bine, bine de tot, peste tot, să fie cât de cât uniform. Asta e prăjitura noastră. 30, poate 40 de minute la cuptor, la 160 sau 170 de grade și ar trebui să fie gata. M-ați întrebat dacă folosim în cuptor ventilație sau fără ventilație. Eu am, pentru toate rețetele pe care vi le arăt, folosesc un cuptor de uz casnic, un cuptor electric normal, fără nimic special. Ce aveți și voi acasă, poate, sau cuptor electric cu căldură de sus și de jos. Dacă vreodată voi folosi ventilație în cuptor, vă voi spune. În general nu folosesc ventilație, folosesc doar căldură de sus și de jos. E simplu. 30-40 de minute la 160 de grade Celsius și revenim să vedem cine a ieșit. Gata, prăjitura noastră a stat la cuptor la mine 45 de minute, poate n-am avut temperatura chiar atât de mare. Acum am lăsat-o puțin să se răcească ca să pot să ating tava și cu un cuțit o să tai marginile și după aceea am să o pun pe un wire rack să se răcească. Așa, ia să vedem, cu mâna goală. Super. Ce bine miros afinele coapte. Și este gata. Lăsați-o să se răcească bine, după aceea feliați-o și enjoy. Ne vedem la următoarea rețetă.